Avertisment îngrijorător pentru populație. Iarna aduce mai mult decât frigul prognozat de meteorologi. Odată cu venirea temperaturilor mai scăzute, oamenii resimt mai acut poluarea. Este vorba despre un proces care duce la deteriorarea calității aerului cu un impact uriaș asupra sănătății populației. Despre factorii care duc la o calitate scăzută a aerului ne aduce mai multe detalii Laurențiu Mușoiu, jurnalist B1 TV. Bună dimineața, Laurențiu, te ascultăm. Bună dimineața! Într-adevăr, mai ales în cazul București, am putea spune în cazul capitalei, poluarea este una dintre marile probleme, pe lângă termie, că tot a venit sezonul rece, pe lângă trafic. O soluție care, iată, administrațiile publice locale, nu numai în capitală, dar și în țară, nu au reușit să o combată. Exact cum spuneai și tu, Dan, acum venind sezonul rece, evident, folosesc pentru înlocuirea, pentru încălzirea locuințelor, tot felul de metode care contravin, dacă avem direcții în care vrea să meargă Uniunea Europeană, în care s-au chiar spus să renunțăm la centrale pe gaz, la aceste moduri de a încălzirea locuințelor care nu sunt prietenoase cu mediul. Evident, în aceste condiții, pentru că în România prea multe soluții încă nu s-au găsit, suntem încă la început, am și programul Casa Verde, mișcă destul de dificil, iar prețul la energia electrică tot crescând, îi determină pe oameni să ajungă tot la aceste vechi metode de încălzire. Evident, toate acestea se reflectă negativ asupra mediului înconjurător și asupra sănătății populației. În continuare, știm, uite, de exemplu, în capitală, ce s-a făcut? Avem măsurători, vedem destul de des că ni se arată că, mai ales în primele ore a dimineții, noxele din aer sau deci aerul este extrem de poluat, periculos pentru sănătatea cetățenilor, dar în afară aceste măsurători nu avem măsuri concrete pentru a combate acest fenomen. Avem primăria capitală are două mașini de măsurat poluarea din aer, cum poate când era primar Sorin Oprescu, dar am vrea să dăm metode, pentru că așa cum arată și multe cercetări, mai ales acum iarna, problema, poluarea crește. Da, o metodă mai ecologică ar fi acesta, ca atât mai mulți oameni să fie racolați la sistemul central de centralizare de termificare. Dar vedem că acesta are nu pe este opțiune, atât în București cât și în țară, sistemul public de termificare are mai probleme, oamenii stau în frig, pentru că inclusiv aceste ceturi care nu au fost modernizate, vedem că ele cad, cum s-a întâmplat acum două zile, acum o zi, în capitală cu CES Sud, toate aceste probleme denotă că autoritățile nu sunt preocupate de acest subiect ca să reducă poluarea aerului din țara noastră. Și mai este și fenomenul de inversiune termică, Laurențiu, care face ca aerul poluat să rămână undeva aproape de sol și nu se mai produce exact ventilația. Da, mai ales în sezonul rece, cum spuneam și tu, se produce acest fenomen. Iar asta poate resimți orice cetățean care iese din aparent interior, se simte o presiune în plus. Poate și dacă ne uităm și la curarea cerului, de multe ori la curarea noi, într-adevăr, nu se mai produce acest fenomen și au arătat studii recente că în iarna, în sezonul rece, unde se resimte chiar mai rău acest fenomen, acest poluarea în aer se simte chiar mai puternic. Laurențiu, îți mulțumim pentru informațiile pe care le-ai adus.